Ne aflăm la finalul main eventului Netbet Summer Cup din București și abia m-am abțin să nu râd în hohote pentru că sunt alături de Dragoș Anton, noul campion al circuitului, singura persoană căreia i-am luat interviu înainte de masa finală, pentru că restul ceilalți spuneau lasă că mi-e interviu la urmă după ce câștig. El e singurul care n-a zis asta și a câștigat turneul. Îl felicit pe Dragoș. Felicitări. Mulțumesc mult. Cum a fost turneul, Dragoș? Crezi că ai vreo 500 de lei mici aici. Aoleu. Masa finală a fost destul de grea, jucători buni. Am avut și puțin noroc și ghinion, cam poker. Oricum, field-ul foarte greu. Am văzut că la un moment dat a fost roller coaster, ai fost chip leader, ai ieșit din chip leader și... Da, am pierdut cu dame la Azdamă, zicar la Popi, să zic că am rulat puțin... Deci ai avut ghinion și ai câștigat turneul. Da, să zicem că da. Cum joacă Catamaxul, Bogdan Ionescu, pe care l-ai avut la Heads Up? Un jucător foarte solid, m-a impresionat, v-am zis, nu cunosc jucătorii de live, dar a fost, e și eu un jucător foarte bun. Îți dai seama că el nici măcar nu prea joacă turnee. El joacă mai mult cash și când vine la turnee se descurcă. Da, s-a părut că e la curent cu trendul. Cu... Da. Poate și asta a făcut diferența. El ne jucă în turnee, poate asta a făcut diferența. Da, extraordinar. Și dacă n-ați urmărit primul interviu, Dragoș Anton este antrenor de poker la școala Evil Ace. Este cea mai mare școală de poker de turneu din România. Și hai să-l întreb și vreo două, trei chestii despre ce înseamnă să fii antrenor de poker. Câți elevi ai? În jur de 25. Este foarte greu. Îmi ocupă foarte mult timp. Încerc și eu să învăț cât mai multe ca să-i pot învăța pe ei, dar per total sunt mulțumit și eu și toți elevii au fost mulțumiți. Da. Jobul ăsta, că e un job de fapt, pentru că tu poți, probabil că poți trăiești din poker dacă ești antrenor de poker. E rentabil? Câștigi bine de aici? Că mă fac și eu. Câștig modest, să zic, dar important e că fac ceea ce îmi place. Și mai și înveți și tu în timp ce îi predai. Sigur că da. Dacă aș spune lucruri greșite, n-ar fi nimeni de acord și ar da seama băieții că nu e ok. Și mi se pare un lucru foarte bun că fac ceea ce îmi place. Mi-e foarte ușor din privința asta. În schimb, e foarte multă muncă și încă avem foarte mult de muncit. Voi aveți și, să zic așa, discuții despre pokerul live sau pur și simplu extrapolați ce jucați online, extrapolați aici la live? Foarte, foarte multe situații sunt similare, că na, e poker până la urmă, dar cred că la live cel mai bun lucru pe care îl poți să faci este să te adaptezi. În funcție de fiecare jucător, de ce a jucat, de reacțiile lui. E un lucru nou și pentru mine, însă încerc să-mi dau silința. Reacțiile astea fizice le studiați sistematic? Adică discutați între voi despre reacții fizice sau e după intuiția fiecăruia așa? După intuiția fiecăruia, fiecare poate să perceapă în felul lui unele mișcări. Sunt multe teluri universale care sunt cam valabile în multe. Era un tip fost angajat în CIA și s-a apucat și a scris despre telurile din poker. O chestie extraordinară și chestii universale care se repetă de la jucător la jucător. Da, este foarte adevărat. Navarro. Da. Are. The Book of Tales al lui Navarro merită pentru pokerul live. Încă nu am apucat să citesc, am zis, e câteva turnee live pe care le-am jucat. E un totuși un buy-in cât de cât pentru oricine, de asta l-am și încercat. Poate pe viitor o să mă acces și pe live, nu știu. Zi-mi un nume din elevii tăi de care o să mai auzim cu siguranță. E foarte greu să spun. Unul acum, pe care ți-e mai simpatic. Ovidiu Oprea. Ovidiu Oprea. Rețineți numele Ovidiu Oprea. Sigur o să mai auzim de el. Da, a fost Dragoș Anton, câștigătorul Netbet Summer Cup, care a avut sarcina grea să-l bată pe Catamaxul la final. Îl felicit și îl mai aștept pe la Poker Fest. Mulțumesc!